Sezonul rece se apropie și trebuie să facem cea mai bună alegere pentru încălzirea locuinței. În funcție de dimensiunea casei, putem alege o centrală termică clasică sau în condensație, ceea ce ne va economisi până la 30% din energie. Putem alege un șemineu electric romantic, dar care consumă mult curent, sau un focar de fontă, pentru care este obligatoriu un coș de fum. Aflăm cum o sobă se poate racorda la mai multe radiatoare, dar pentru a o alimenta cu lemne s-ar putea să ne trezim de mai multe ori în timpul nopții. De la specialiști aflăm cum să alegem cazanul, boilerul și radiatoarele și cum putem conecta un panou solar la sistemul de încălzire al casei pentru cheltuieli zero pe perioada verii. Ne apropiem cu pași repezi de sezonul rece, de aceea este momentul să ne preocupăm de sistemele de încălzire din locuința noastră. Pentru aceasta avem alături de noi pe doamna Hedy Letvolvi. Este reprezentanta Centrului Comercial de Instalații Termice și ne va explica ce avem la dispoziție în momentul în care dorim să ne încălzim încăperile și care ar fi diferențele, avantajele, dezavantajele fiecărui tip de sistem. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit! Spuneți-ne, vă rog frumos, în primul rând, cât de bine se pricep femeile în a înțelege tot ce înseamnă partea tehnică a acestui domeniu. E mai atipic ca o femeie să fie un reprezentant pe un sector atât de tehnic. Da, deși în trecut era apanajul bărbaților, acum din ce în ce mai multe femei își doresc o locuință cu un confort termic ridicat și cu cât mai puține probleme și chiar sunt pricepute și își caută informațiile și sunt adevărate surse de inspirație în ceea ce privește încălzirea locuințelor. Sunt foarte multe deja eco, deci vreau eco, vreau și economice și atractive și să fie cât mai ușor de întreținut și deci asta ar fi până la urmă criteriile după care se alege un sistem de încălzire. Da. După ce discutăm de buget, desigur, urmează celelalte care sunt la fel de importante. În marea majoritate, da. Ce înseamnă un sistem de încălzire? Între ce și ce putem alege? Pentru că, așa, foarte repede, la prima vedere, ne putem gândi doar la o centrală termică, poate un șemineu. Ce ar mai fi? Pentru că se construiesc foarte multe case noi, să zic, sau modele noi, toată lumea vrea un sistem de încălzire cât mai adecvat. Și pentru asta deja foarte multă lume se axează pe o încălzire în pardoseală care funcționează cu o temperatură mai joasă și îți dă confortul termic necesar mult mai repede decât sistemul convențional. Dar sunt și locuri unde se reamenajează și acolo spațiile sunt deja delimitate și trebuie să se încadreze în dimensiunile respective și atunci adaptăm pe cât posibil produse noi într-o casă, să zicem, de tip mai vechi, reamenajat. Dacă tot vorbim de sisteme mai clasice, suntem chiar lângă departamentul centralelor de apartament, centralelor de casă. Spuneți-ne, cum alegem o centrală? În funcție de ce? În primul rând, în funcție de dimensiunea caselor, apartamentelor, că marea majoritate se pretează pentru apartamente. Și atunci cele convenționale se schimbă. În ultimii 2 ani deja există o altă legislație, au intrat centralele acestea în condensație și atunci se pot înlocui cu mici modificări, se pot înlocui cu succes cele convenționale cu cele noi în condensație. Care este diferența între vechile centrale și cele în condensație? Mare diferență nu este, decât că la acestea trebuie racordat la țeava de canalizare o scurgere, pentru că ele recuperează aburul și rezultă o apă cam acidă care trebuie colectată undeva și atunci trebuie făcut o țeavă de scurgere și care se deversează în canalizare.
Spuneați că recolectează aburul. Până la urmă există un sistem de reciclare? Este mai economicoasă centrala aceasta? Da, este mai economicos, cu aproximativ 30%. Deci dacă îi asigurăm condițiile, deci se pretează foarte bine, merge cu sistemul de încălzire în pardoseală, dar se poate adapta foarte bine și la radiatoare, doar că ar trebui puțin redimensionate. Și atunci obținem funcționarea ei în sistemul nou. Dacă nu, atunci va funcționa în sistemul clasic, deci nu va mai avea economia aia de 25-30% care ar putea rezulta din funcționarea lui în condensație. Într-adevăr, o economie de 30% este aproape o treime și nu este de ignorat. Vă propun să facem câțiva pași și să ne uităm la centralele pe care le avem aici în partea dreapta noastră și să ne spuneți care din aceste centrale se pot adapta și la caloriferele vechi de fontă. Absolut oricare se poate adapta, deci depinde de dimensiuni. Sunt, în principiu, cele mai des folosite sunt cele de 24 de kW, care merg până la 100 de metri pătrați și de acolo în sus sunt alte dimensiuni de 26, de 28, de 35 de kW care se folosesc pentru spații mai mari. Neapărat trebuie dimensionat după suprafața casei, pentru că altfel riscăm să nu avem suficientă căldură. Se fac niște calcule și în funcție de suprafață se calculează mărimea, puterea centralei care trebuie folosită. Să presupunem că cumpărăm centrala. De ce mai avem nevoie pentru un sistem de încălzire? Dacă este deja și se înlocuiește doar centrala, atunci vom schimba centrala și eventual cel puțin una dintre radiatoarele existente. Dacă se poate și este o casă nouă și foarte multă lume deja folosește sistemul de încălzire în pardoseală, atunci se obțin economii serioase și un confort termic absolut perfect, să zic, pentru că zona de confort este până la 1 metru, 1,20 m. La radiatoare de acolo începe, merge în sus și pe urmă se întoarce căldura. Deci, în sistemul de pardoseală, căldura va veni de jos și asigură exact confortul termic necesar, cam până la 1 metru, 1,5 m. Vorbeam de încălzire prin pardoseală în cazul în care este vorba de o casă luată la stadiul de roșu, poate sau gri, și putem să operăm modificări pe podea. Dar dacă avem deja o locuință în care stăm și dorim doar să o îmbunătățim, rămânem la clasicele calorifere până la urmă. Și în ceea ce privește caloriferele, observăm că se poartă în ultima perioadă caloriferele acestea din metal, pe care le vedem aici, dar există locuințe cu calorifere din fontă și din ceea ce știu de la persoanele care încă le mai au, ele spun că păstrează mai bine căldura în locuință. Ce ne puteți spune? Da, așa este. Deci depinde de nostalgia fiecăruia și care cu ce e obișnuit. Personal și eu mai am radiatoarele de fontă, pentru că sunt în stare perfectă și mie să le schimb. Dar unde deja caloriferele sunt vechi și revopsirea lor este o poveste nu tocmai reușită ca și design, să zicem, atunci se optează pentru schimbarea lor cu radiatoare de oțel sau de aluminiu și se găsesc într-o gamă foarte variată. Vreau să vă întreb, deci, pe de altă parte, radiatoarele de fontă probabil că păstrează pe o perioadă mai lungă căldura, dar aspectul lor estetic mai lasă de dorit după ani și ani. Iar cele de oțel și de aluminiu sunt noi, moderne, elegante, dar sunt la fel de bune în ceea ce privește confortul termic? Sigur că da, deci se încălzesc mult mai repede, se
pot face în absolut toate culorile posibile și dorite. Deci nu e nevoie să rămânem doar la alb. Nu, se pot. Deja este o gamă de culori foarte variată din care se poate alege. Mai există, nu știu dacă este mit sau adevăr, o părere cum că nu este voie să așezi deasupra unui radiator de acest tip o poliță sau o etajeră, deoarece împiedici fluxul de aer să-și facă traseul și nu mai ai suficientă căldură. E adevărat? Parțial, deci se poate. Bineînțeles că oprește din, blochează din radiația căldurii, dar sunt suporturi foarte multe care doar se agață și nu mai este nevoie de așa ceva. Rămânând tot la capitolul sisteme de încălzire, pe partea dreaptă avem foarte multe boilere, cazane. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe și la ce folosesc, unde le integrăm într-o locuință? Sunt spații unde se pretează un boiler sau există nevoie de o căldură, o apă caldă suplimentară față de cazan. Se pot racorda cu orice fel de tip de cazan, deci sunt simple și... Deci asta înseamnă că funcționează doar electric și sunt termoelectrice care au încorporat o rezistență și o serpentină în ele și acestea pot fi racordate la orice fel de cazan sau sistem de încălzire. Care e diferența între cele simple electrice și cele care au acea serpentină încorporată termoelectrice? La ce ajută? Prin acestea se poate racorda la un sistem de încălzire, de exemplu, pe perioada de iarnă când se face foc în cazan, putem încălzi apa în același timp fără să fie nevoie să folosim curentul din el. Așa, putem face economii. Vară, bineînțeles, iar pe perioada de vară, când nu mai folosim cazanul, deci nu mai folosim combustibilul, atunci încălzim doar electric pentru că nu mai este nevoie de foarte multă apă fierbinte, să zicem, deci o temperatură mai joasă și atunci rezistența electrică face față cu succes și se poate folosi în continuare la fel. Există vreo diferență în ceea ce privește prețul între cele două tipuri de cazane? Sigur că da, dar nu foarte semnificativă. Deci depinde în locurile unde trebuie încadrat. De regulă, când există boilere și cu două serpentine, de exemplu, care se pot racorda la două sisteme. De exemplu, un sistem de încălzire convențional prin gaz sau prin pe lemne și se poate racorda sistemul solar. Un sistem solar care să funcționeze pe perioada de vară gratuit, pentru că soarele este gratuit. Așadar, aceste tipuri de boilere putem să le luăm cu dublă funcțiune pe perioada verii, pe perioada mai însorită. Folosim panourile solare și abia în sezonul rece trecem pe ceva ce costă. Da, exact așa este. Și pe perioada de primăvară, toamnă, când încă nu se face foc în casă, sistemul solar încă funcționează la parametri și este foarte bine să nu trebuiască să luăm două boilere, deci și pentru una și pentru alta, și atunci optăm pentru acel boiler cu două serpentine. Deci avem 3 în 1. Trecem mai departe la un alt tip de încălzire și vom vedea imediat dacă este la fel de eficientă ca cea cu centrală și boiler. Șeminele sunt tot mai la modă, indiferent că vorbim de apartamente sau de case. În spatele nostru avem un șemineu electric și aflăm imediat cât de practic este el. Este chiar foarte practic pentru că doar îl băgăm în priză și avem și căldură și avem și acel foc care ne creează sentimentul ăla de siguranță. Sunt chiar foarte multe feluri.
se pot obține mai multe culori în funcție de dorință și sunt chiar și economicoase. Deci se pot folosi în tot timpul anului, ori de câte ori este o poveste sau o reuniune și creează o atmosferă de căldură. Așadar, partea estetică este excepțională, dă impresia de cald, de cămin, de cabană și de stat la gura sobei. Și pe de altă parte chiar avem și căldură în plus. Spuneți-ne dacă această căldură se poate compara cu, nu știu, cu cea unei centrale. Așadar, îl putem folosi în loc de centrală sau doar pentru seriile mai răcoroase, dar nici poveste, ca unică modalitate de încălzire a casei iarna? N-aș chiar recomanda ca unică încălzire pe perioada de iarnă. Poate să încălzească o suprafață de până la 30 de metri pătrați, dar nu exclusiv, pentru că s-ar putea să creeze costuri mai mari și totuși nu îți dă un confort termic foarte ridicat într-un ger sau... Și poate că nu pe o suprafață foarte mare, adică nu o casă întreagă, doar o cameră izolată. Da, doar o cameră. Deci în jur de 30-35 de metri pătrați maxim, da, poate să creeze o încălzire. Iar în ceea ce privește costurile, spuneați că totuși e vorba de curent electric, este un șemineu electric, de aceea trebuie folosit cu moderație. La curent avem... cel termic este egal cu cel electric și așa că kilovații electrici sunt egal cu kilovații termici. Deci consumul este destul de semnificativ. E bine de știut și mulțumim că ne-ați spus. Totuși bugetul lunar este important și limitat pentru fiecare dintre noi. Ne orientăm spre alte tipuri de șemine. Aici suntem în zona termoșemineelor și a șemineelor. Diferența dintre ele este că la termoșeminee, deci astea sunt toate pe combustibil solid, lemn sau tocătură lemnoasă. Diferența dintre ele este că la termoșeminee se pot racorda câteva radiatoare și pot încălzi o suprafață mai mare, în timp ce șemineele sunt de putere mai mică și încălzesc doar o cameră. Acestea sunt de low cost, să zic, deci sunt mai accesibile și se poate face o încălzire a unei case până în 80, poate chiar 100 de metri pătrați, în funcție de cât este de izolată și ce suprafață vitrată avem. Spuneți-ne dacă aceste tipuri de șemine, în momentul în care le racordăm calorifere, putem să atașăm poate și un boiler dacă avem nevoie pentru baie? Bineînțeles, sigur că da, deci asigură absolut, se pot face, poate să asigure toată încălzirea acelei case, inclusiv apa caldă menajeră. Am înțeles. Merg atât pe lemne cât și pe peleți, spuneți? Nu peleți, mai mult brichete sau, deci pentru peleți există alte tipuri de sobe sau cazane care le putem vedea în partea aceasta. Aceasta au și o altă automatizare, pentru că lucrează singure și tot așa pot asigura confortul termic unei case. Doar că au capacități diferite, au buncăre în care se țin peleții și în funcție de acestea putem avea autonomie mai mare. Cu cât este mai puternic cazanul, cu atât putem avea o autonomie mai mare. Asta înseamnă că nu trebuie să ne trezim noaptea să punem pe foc ca să avem căldură până dimineață. Dar spuneți-ne, care ar fi criteriul esențial pe baza căruia putem alege centrală pe peleți sau centrală pe lemne sau brichetă?
Nu știu, când dorim să cumpărăm o centrală sau un șemineu pentru o casă, spuneți-ne, în funcție de ce facem alegerea până la urmă, care ar fi un avantaj esențial al unui tip de șemineu și al celuilalt? Pentru șemineu sau pentru o centrală sau un cazan pe combustibil solid, trebuie să ne gândim că trebuie să avem coș, trebuie să avem un hambar unde să depozităm lemnele, trebuie să aducem lemne în fiecare an, să le tăiem, să le porționăm și... Să ne mai trezim o dată noaptea, așa cum spunea să punem. În funcție de automatizare, da, trebuie să te trezești noaptea să pui pe foc dacă este foarte frig. În cazul termoșemineilor și a cazanelor mai de putere mai mare, acolo se poate face o updatare, să zic, sau se poate monta un pufăr, deci asta înseamnă un stocator de apă caldă, care în funcție de dimensiunea lui îți poate asigura o prelungire. Deci se încălzește capacitatea aia de apă pe perioadă de zi și atunci îți poate asigura pe perioadă de noapte, poate chiar și a doua zi, după ce se încălzește casa, poți să ajungi să faci un foc dimineața, eventual și un foc seara. Deci asta te scapă și de un condensacid, deci ține cazanul în temperatură și îți dă și o autonomie mai mare la exploatare. Avem și alte tipuri de sobe sau șemine aici în zona aceasta? Deci sunt și sobe mai micuțe din diferite materiale. Sunt din ceramică, sunt de tablă, sunt de fontă. Depinde după dimensiunile pe care le pot încadra persoanele în locuințe și după buget, bineînțeles, și după suprafața care trebuie încălzită în primul rând. Mai există sobele de teracotă? Mai aveți clienți care, nu știu, poate dețin acasă sobe de teracotă și doresc să le updateze puțin? Se mai fac și acum sobe de teracotă, doar că în alte tipuri, sunt mai micuțe, dar pot fi la fel de eficiente. Suntem în zona cazanelor pe lemne și acestea sunt de mai multe tipuri. Pot fi din fontă sau pot fi din tablă. Diferența dintre ele este că cele de tablă trebuie să stea într-o anumită temperatură ca să nu facă un condens acid dacă se folosesc lemne mai puțin uscate sau tocătură lemnoasă. Cele de fontă trebuie asigurat un montaj corect, adică se face un bypass ca să nu intre în cazan apă foarte rece. Și atunci exploatarea lor poate fi foarte sigură și în funcție de dimensiuni și de puterea cazanelor se poate face încălzirea și poate asigura foarte bine locuințe până la dimensiuni foarte mari. Iar ca un simplu cumpărător care dorește să-și cumpere ceva de genul acesta, un cazan, pe ce criterii le sfătuiți să fac alegerea metal sau fontă, în afară de acest bypass de care spuneam, care sună puțin tehnic și poate că nu ne dăm noi seama exact ca și client final la ce ar folosi treaba asta? Da, dar să știți că clienții se informează foarte bine și, din păcate, încă se mai cumpără, după cum are și vecinul de deasupra și cel din josul străzii. Dacă la el funcționează, trebuie să funcționeze și la mine. Dar s-ar putea ca vecinul a montat în urmă cu 10-15 ani, când au fost alte materiale și...
Totuși se mai ține cont și se caută cazane sau mărci consacrate sau pe care le mai au vecinii. Așadar, nici poveste nu e o idee bună să iei modelul de cazan pe care îl vezi la vecinul tău și să-l combini cu ce ți-a mai recomandat colegul de birou, pentru că aceste combinații de regulă nu sunt cele mai eficiente termic. Nu sunt, că pe urmă se întorc și se... Acum asta depinde foarte mult și de instalator, pentru că unul recomandă, este obișnuit cu un anumit tip de materiale să lucreze, celălalt este obișnuit cu altceva. Dacă cumva te-a lăsat unul și n-a terminat lucrarea și vine celălalt, s-ar putea să trebuiască să refaci toată instalația după ultimul instalator pe care l-ai chemat. Și atunci iese ceva foarte costisitor și probabil nu tocmai reușit. Vedem aici în partea dreaptă a noastră niște sobe, sobe de bucătărie care sunt folosite și pentru încălzit. În partea dreaptă este o sobă din acea veche, clasică, pe care am întâlnit-o la bunicile noastre, iar aici în stânga e ceva mult mai modern. Da. De exemplu, acesta este o sobă care poate fi folosit și ca centrală. Asta înseamnă că se pot racorda două, trei radiatoare la el și poate încălzi chiar și trei camere cu succes în funcție de dimensiune. Deci cu un singur foc poți să și gătești, poți să și încălzești. Ne arătați cumva dacă putem deschide să vedem unde gătim, unde punem peleții sau lemnele? Sigur că da, deci asta este un rezervor de lemne. Și chiar arată foarte bine. Aici avem o... partea de cuptor, până la urmă. Partea de cuptor foarte generoasă, care le place la multe gospodine care folosesc pentru fripturi sau prăjituri. Și este un focar destul de generos. Da, apare foarte adânc, adânc spațiul în care putem introduce. Să fie adânc pentru asigurarea încălzirii radiatoarelor, se lasă mai jos grătarul și atunci poate să facă și partea de gătit pe sobă și poate să încălzească și serpentina din el, astfel asigurând încălzirea radiatoarelor. Pe ce merge acest tip de sobă? Merge pe lemne? Combustibil solid, da. Combustibil solid, spuneți că, când spuneți asta, ce e? Este lemn, este cărbune, este cox, este chiar și pelete sau brichete, deci absolut orice tocătură lemnoasă, orice fel. Acestea suportă absolut orice fel de tocătură, chiar și cu un grad de umiditate mai mare. Dar genul ăsta de sobă ne ajută să economisim până la urmă bani, nu mai cumpărăm un aragaz sau cuptor separat și centrală termică. Doi în unu. Da. Foarte simpatic. Da. Avem aici alte tipuri de șemine. Acestea sunt șeminee, într-adevăr. Acesta este un focar de fontă care este foarte agreat de... persoanele mai tinere chiar își doresc foarte mult să facă o încălzire sau să aibă în casă așa ceva. Este genul de focar integrat. Care se poate integra într-un living și poate asigura chiar și încălzirea. Sunt și din acestea și termoșeminee care pot la rândul lor să încălzească încă o încăpere sau două, în funcție de mărimea și puterea lor. În momentul în care avem genul acesta de focar, de fontă, acesta trebuie zidit, practic, undeva, într-un perete vine integrat. Se construiește pe colț sau pe diferite variante în perete, doar că trebuie asigurat un coș pe măsură.
Da, asta vreau să vă întreb. Tot ce înseamnă foc cu combustibil solid are nevoie de un coș, o ieșire înspre Horn. Da, este foarte important, chiar unul dintre cele mai importante adiacente, să zic așa, pentru că dacă coșul nu funcționează bine, nu ai un coș sănătos, riști să ți se aprindă casa. Și dacă nu este aerat, îți vine fumul în casă și atunci, într-adevăr, reprezintă un cost, dar este un rău necesar care îți asigură, în ultimă instanță, sănătatea. Așadar, să nu ignorăm acest lucru, curățarea hornului înainte de venirea sezonului rece și înainte de a începe să folosim până la urmă toate sistemele de încălzire, indiferent ce alegem să punem în casa noastră. Am avut alături de noi pe reprezentanta showroom-ului de instalații termice. Am aflat care sunt variantele pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește încălzirea. Și din ceea ce ne-a expus, nu mai rămâne decât să alegem.